era Florin omul meciului în această seară, dublă, nu te-ai lăsat. Până când ai marcat două goluri, așa cum ziceai și înainte de meci. Bună seara, mulțumesc. Mă bucur că am reușit să înscriu. Nu știu dacă am fost eu omul meciului. Toată echipa a jucat foarte bine, mai ales în repriza a doua. Dar sunt fericit că am reușit să marchez, să-mi ajute echipa să ia cele 3 puncte. Primul gol din penalti, însă al doilea a fost un gol superb. De când ai mai dat un asemenea gol? De când eram mic, la Republican B. De atunci? Și ai tot exersat la antrenamente să-ți iasă, nu? La antrenamente mi-a mai ieșit, dar la meciuri nu. Erai dator până la acel gol, cu încă un gol să rămâi în acea competiție cu Man, pentru că se vede că este o oarecare competiție care până la urmă vă face bine, nu? Nu, din punctul meu de vedere nu este absolut nicio competiție. Eu mă bucur, m-aș bucura să marcheze Denis meci de meci și să luăm cele 3 puncte. Cred că și invers, el gândește la fel. Dar știi câte goluri ați dat împreună și știi faptul că nicio echipă nu a dat atâtea goluri câte ați dat voi doi până acum, în afară de FCSB? Înseamnă că avem calitate și muncim foarte bine la antrenament. Cu ce moral te duci acum la Națională și cât ai așteptat această convocare? Cred că 2 ani, nu? Am așteptat această convocare, mă duc cu moral bun. Sper să joc și să o fac cât mai bine. Continuă evoluțiile bune și la echipa națională? Îmi doresc. De aceea mă duc. Au fost dificili acești 2 ani? Să tot aștepți o convocare și să nu vină, deși erai capitan la FCSB, ai avut și evoluții bune? Da, am avut și evoluții bune și mai puțin bune. Important este că acum sunt într-o formă cât de cât bună și sper să am evoluții bune acolo. De la FCSB când o să pleci? O să vă anunț, în perioada de transferuri. Iarnă sau vară? Nu știu. Nu știu anotimp. Nu te-a informat impresarul tău nimic până acum? Nu. Mulțumesc! Mulțumesc.